vrea să așeze pământul acesta prin stropirea cu apă sfințită, pe numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Cu binecuvântarea Arhiepiscopului și Mitropolitului Târgoviștei Nifon. Așa s-a deschis Institutul de Cercetare Științifică din cadrul campusului universitar al Universității Valahia din municipiul Târgoviște. Relația dintre religie și știință nu are un raport antagonic, ci unul de complementaritate. Deci, trebuie să înțelegem că ambele, știința și religia, contribuie la nobilarea omului. Atâta vreme cât este armonie între cele două, asigurarea culturii, civilizației, armoniei și păcii în societate este de asemenea garantată. Înființată în anul 1992, Universitatea Valahia din Târgoviște este definită în prezent ca o universitate medie în spațiul învățământului superior de stat și privat din România. 9 dintre cele 10 facultăți sunt în Târgoviște, iar una la Alexandria. Cei 7.000 de studenți beneficiază de 34 de programe de licență, 34 de master și 6 programe doctorale. Din data de 24 octombrie, studenții UVT beneficiază și de un institut modern de cercetare științifică, unde își vor desfășura activitatea, fiind supravegheați și îndrumați de 26 de cercetători. Avem Institutul de Cercetare a Universității format din 15 centre de cercetare care sunt evaluate cu evaluator extern și recunoscute instituțional. Avem rezultate semnificative în domeniul cercetării științifice, Universitatea noastră publicând în jur de 120 de articole ISI per an. Panglica a fost tăiată de primul ministru Victor Ponta, care a afirmat că Târgoviștea merita să fie un centru universitar atât pentru istoria pe care o are în urmă, dar și pentru potențialul pe care îl are această zonă turistică și industrială. Faptul că în urmă cu 20 de ani acest proiect al înființării Universității Valahia a pornit la drum e un lucru extrem de important pentru cei 7.000 de studenți, pentru cadrele didactice și, în general, pentru toți locuitorii județului Dâmbovița. Înțeleg că aproape 70% din studenți sunt din județ și faptul că nu mai trebuie să meargă la București sau în alte centre universitare e un lucru foarte bun. Primul ministru a vizitat și corpul de clădire din campus, care va fi dat în folosință în prima zi din semestrul 2 al acestui an universitar, când cei 2000 de studenți ai facultăților de inginerie își vor desfășura cursurile într-un spațiu modern realizat la standarde europene. Prin rectificarea bugetului a fost primită suma necesară finalizării acestui corp de clădire până la sfârșitul anului 2014.